4 ani de revistă. În primul rând, vreau să mulțumesc conducerii de la Emilia Voielea, pentru că nu doar că s-au gândit la mine, ci mi-au pus un contract în față și mai mult decât toate acestea, cred în munca mea, cred în munca în echipă și cred într-un viitor mai bun pentru acest club. Trecând peste acest aspect, cum bine se știe, mă leagă foarte multe lucruri de acest club, atât ca jucător cât și ca antrenor. Pot să spun că mă întorc acasă, pot să spun că îmi face plăcere să mă întorc aici unde am trăit unele dintre momentele cele mai fericite ale mele, atât din punct de vedere al jucătorului cât și al antrenorului. Ne așteaptă muncă grea, ne-am propus în mare parte și se și vede în alcătuirea lotului, jucătorii sunt preponderent, dacă nu, marea lor majoritate din județul nostru. Ne propunem în continuare să prin munca depusă, să fiecare în parte și în grup, să evolueze atât din punct de vedere sportiv, cât și al vieții sportive, se vadă o evoluție din toate punctele de vedere. Au un mediu prielnic aici și celelalte vârfuri ale, să zic, de jucători ale Unirii, respectiv Stanciu și Gicu Grozav, care sunt la cel mai înalt nivel în acest moment, trebuie să fie o motivație suplimentară pentru ei. Se poate, al doilea are materie primă în ceea ce privește jucătorii de fotbal și tinerii promițători. Și eu sper ca în viitor alți jucători să urmeze exemplu celor doi și atât celor doi cât și altor jucători din Alba care ne reprezintă pe toți cu cinste la alte echipe din țară. Ce te-a determinat să alegi Unirea Alba Iulia? Pot să spun că în această perioadă am avut mai multe oferte. În momentul în care am avut primele discuții cu conducerea clubului, Unirea, pe lângă alte multe aspecte, cred că din punct de vedere sentimental mă simt legat de acest club și sunt acasă și vreau să contribui cu ceva la ridicarea nivelului de joc, la ridicarea nivelului de performanță a acestor jucători și acestui club. Care e principalul tău obiectiv pe termen scurt? Din punctul meu de vedere, suntem un pic în urmă cu ceea ce privește câteva lucruri, dar de acum înainte... Mai concret, mă refer la câteva transferuri care le-am putea face în această perioadă, la un program de pregătire foarte bine conceput, în care să beneficiem de maximum în ceea ce privește condițiile de pregătire. Sunt convins că toată lumea face eforturi în acest sens, jucătorii sunt primordiali, pregătirea lor este esențială pentru noi. Vei putea folosi doar 3 seniori pe durata unui meci. Cum crezi că te vezi? Cunosc aspectul ăsta și până în acest moment lucrul așa a fost creionat, încât preponderent tinerii să-și găsească loc în echipă. Din punctul meu de vedere, la fotbal nu prea există vârsta. Din punctul meu de vedere, există muncă și calitate. Vârsta contează mai puțin. Te-ai gândit la ce transferuri mai e nevoie? În mintea mea sunt niște posturi care le mai putea acoperi împreună cu conducerea clubului în viitor apropiat. Sper să găsim soluțiile cele mai bune. Nume nu ne putem. Nu putem da în acest moment nume. E foarte important ca jucătorii care au ofertă din partea clubului să fie albaiulieni, să zic așa. Din județul Alba. Județul Alba.